Astăzi ne vom ocupa de aplicații ale ultimilor părți de materie făcute, și anume dezvoltările în serie Laurent, punctele singulare și, bineînțeles, rezultatele fundamentale din teoria integralelor complexe, prima parte pe care am făcut-o la cursul trecut, și anume teorema integrală Cauchy și respectiv teorema rezidurilor. O foarte scurtă trecere în revistă a noțiunilor de teorie pe care le vom folosi. Nu, evident, noțiunea de serie Laurent, seria care generalizează seria de puteri Taylor în complex, în sensul care acea anumită parte principală, puteri negative ale lui Z minus Z0 și partea Taylor cu puterile pozitive, cu puterile naturale, și unde converge această serie. Întotdeauna convergența seriei Laurent o evaluăm și o discutăm în raport cu coroană circulară și nu cu disc. Avem posibilitatea să considerăm coroană circulară, așa numitul disc punctat, adică un disc din care am eliminat centrul lui. Este considerată tot coroană circulară și, dacă vă amintiți, de multe ori avem nevoie de această coroană circulară pentru a face dezvoltări în serie Laurent. Punctele singulare izolate, singurele despre care vorbim și cu care ne ocupăm, sunt puncte în care funcția noastră complexă poate chiar să nu fie definită, dar există o vecinătate, oricât de mică, acestui punct, în care funcția noastră este și analitică și nici nu există alte puncte singulare. Și cu ajutorul acestei definiții, nu vă mai amintiți, sper, din cursul trecut, putem să determinăm această coroană maximă pe care putem dezvolta în serie Laurent, în așa fel încât să nu includem în aceeași coroană circulară două puncte singulare izolate ale aceleași funcții. Cele trei tipuri de puncte singulare cu care ne ocupăm: polul, singularitatea aparentă sau eliminabilă și singularitatea esențială. Cum se determină aceste tipuri de puncte singulare? Polul, cu ajutorul acestei limite și determinarea unui număr natural n în n stelat cel mai mic, pentru care această limită ne dă finită și diferită de 0. Atenție, și diferită de 0. Da? Singularitatea aparentă eliminabilă, practic, se determină prin calcularea limitei funcției f, funcției complexe. Dacă limita lui f există și este finită, atunci respectiva valoare pentru care am calculat limita cel z0 este singularitatea aparentă, respectiv eliminabilă. Și singularitatea esențială: limita lui f de z nu există sau nu putem determina acest n natural, astfel încât limita cu ajutorul căreia stabilim polul ori nu este constantă, ori este 0, ori chiar nu există această limită. O să vedem pe parcursul cursului de astăzi în câte modalități putem noi determina această singularitate esențială. Ori făcând apel la calcularea limitei funcției noastre, f de z, ori eventual chiar și cu această limită care în mod normal se folosește pentru poli. De ce ne trebuie aceste puncte de singularitate? Să știm exact de ce tip sunt, pentru că cu ajutorul lor calculăm rezidul în punctele respective. Și teorema rezidurilor este cea care închide cumva toate aceste noțiuni teoretice sub forma calculului integralei complexe cu ajutorul sumei rezidurilor din punctele din interiorul, punctele singulare din interiorul curbei de integrare. Deci, rezidul, în mod normal ca definiție, este coeficientul termenului 1 supra z minus z0 din dezvoltarea în serie Laurent. Pentru că dezvoltarea în serie Laurent nu este chiar ușoară și chiar la îndemână pentru orice fel de funcție, avem posibilitatea pentru poli și pentru singularitățile eliminabile să folosim altă modalitate de calcul fără a ajunge la dezvoltarea în serie Laurent. Și anume, pentru poli, dacă avem pol simplu, rezidul se poate calcula cu ajutorul acelei limite. Dacă funcția mea este dată sub formă de raport de polinoame, tot pentru pol simplu se poate folosi și o variantă alternativă de calcul. Dacă este pol de ordinul m, avem formula care implică derivarea de ordinul m minus 1 și apoi aplicarea limitei. La singularitate eliminabilă sau aparentă, întotdeauna rezidul va fi 0, iar
La singularitate esențială nu putem face altceva decât să apelăm totuși la dezvoltare în serie LoRa. Deci, practic, dezvoltarea în serie LoRa o vom folosi în situația în care avem singularitate esențială. Și o să vedeți pe parcursul exercițiilor de astăzi că uneori este utilă dezvoltarea în serie LoRa, chiar și dacă avem poli de ordin mare și avem de derivat de foarte multe ori și începe să se complice extrem de mult forma acelei limite. Da? Și bineînțeles, foarte pe scurt, cele două din cele trei rezultate teoretice pe care vi le-am prezentat rândul trecut, teorema integrală Cauchy și respectiv teorema rezicurilor, fiți atenți că tot ce facem astăzi se încadrează în prima metodă de integrare complexă, în sensul că funcția pe care o voi integra este analitică pe domeniul pe care este definită, mai puțin într-un număr finit de puncte singulare. Și mare atenție, curba de integrare este simplă, netedă și închisă. Veți vedea în cursul viitor că vom avea abateri de la aceste două condiții care vor necesita o altă metodă de integrare. Da? Deci funcția este analitică mai puțin într-un număr finit de puncte singulare și curba obligatoriu este simplă, netedă și închisă. Altfel nu aplicați aceste rezultate. Teorema integrală Cauchy ne spune că integrala complexă este nulă pe curba respectivă închisă dacă funcția mea este analitică. Da? Când o putem aplica? Când funcția este analitică pe toată mulțimea numerelor complexe sau când singularitățile funcției mele sunt în afara curbei de integrare. Deci, practic, în interiorul curbei oricum este analitică. Eventualele singularități sunt în afara curbei. Cele două... Acel cerc de pe integrală e decât o notație sau mai reprezintă altceva în plus? Cerculețul de pe integrală? Da, acela. Am spus în cursul trecut, este o notație care să ne confirme faptul că integrăm pe curbe închise. Nu este obligatoriu să puneți acel cerculeț, se folosește ca simbol pentru a specifica că curba de integrare este închisă. După părerea mea, e echivalentul unui pleonasm din limba română, pentru că oricum voi în momentul în care aveți integrala de calculat, aveți alături și curba dată. Și prin reprezentarea ei vă dați seama oricum că e închisă sau nu. Da, este doar o notație. Ok, în regulă, mulțumesc. Și nu e obligatoriu să o folosiți, stați liniștiți. Deci chiar nu se întâmplă nimic dacă nu folosiți semnul ăla, vă încurcă mai mult. Da? Eu am zis totuși să păstrez notația din curs, dacă tot m-am chinuit să fac cerculețul ăla acolo, am zis să-l păstrăm. În cursul viitor îl scoatem, că oricum nu mai avem curbe închise. Bun. Cele două rezultate fundamentale, numite teorema rezidurilor și, mă rog, varianta numită teorema semirezidurilor, exact ce spuneam și mai devreme, practic calculul integralei dintr-o funcție complexă pe o curbă simplă, netedă, închisă, se face cu ajutorul rezidurilor. Deci nu făcând apel la alte metode care eventual să semene cu metodele de la curbiliniile reale. Deci pur și simplu această teoremă este extrem de puternică prin faptul că valoarea unei integrale curbilinii, de fapt, în complex, se reduce la însumarea rezidurilor funcției în punctele din interiorul curbei de integrare și mulțirea cu acel coeficient, cu acea constantă de tipul 2pi. Da? Deci, practic, ce aveți de făcut? Să stabiliți natura punctelor singulare, să calculați rezidurile pentru punctele singulare din interiorul curbei de integrare cu una din cele trei metode, în funcție de cum e punctul respectiv, pol, singularitate eliminabilă sau esențială, după care facem suma acestor reziduri. Atenție, se face suma rezidurilor și se calculează rezidurile doar pentru punctele din interiorul curbei. Pentru cele din exterior nu facem nimic, nu calculăm nimic, nu avem treabă cu ele. Teorema semirezidurilor se aplică în momentul în care avem un punct sau mai multe puncte de tip poli, dar atenție, poli simpli, pe conturul curbei. Deci se întâmplă ca uneori să avem puncte singulare de tip pol simplu pe curbă. Și în acel moment, pentru acei poli simpli, se folosește varianta ca formula teoremei rezidurilor fără acel 2 la coeficient. Deci este doar pi și suma rezidurilor pe curbă. Da? Ce mi s-a părut mie este că nu stăpâniți încă foarte bine partea de dezvoltări în serie LoRa. Și atunci am zis să începem
primele aplicații de astăzi cu dezvoltări în serie lor. O să le întâlnim și pe parcursul aplicațiilor de astăzi și în seminarul care urmează. Sper că într-un final să stăpâniți cât mai bine și să nu vă mai fie frică de dezvoltările în serie. Da? Asta este un exemplu pe care l-am făcut, dar foarte repede, doar l-am amintit așa fugitiv în seminarul de la Lora. Vreau să luăm să disecăm un pic împreună, pentru că mă simt eu așa cumva vinovată că n-am apucat să vi le explic cum trebuie. Eram în întârziere mare la acel seminar, dacă vă mai aduceți aminte. Avem o funcție, ne uităm la funcție. Este un raport de polinoame, mă rog, constantă, polinomul constant și jos, z pe lângă z minus 1. Ni se cere să facem dezvoltări în serie pe anumite domenii impuse, pe anumite coroane fixate. Care este ideea? Coroana este cea care îmi dă mie o inegalitate a lui z sau z minus 1 sau z minus 7 sau depinde, a lui z minus z 0, da? O inegalitate a modulului acestui obiect în raport cu o rază. Da? Deci întotdeauna trebuie să gândim tipul de coroană în funcție de cum este ea exprimată ca modul, ca inegalitate. Ce înseamnă modul din Z mai mare ca 0 și mai mic strict ca 1? Am scris de desubt bilă, mă rog, la modul general se numește bilă, adică o coroană circulară care are prima cifră înseamnă centrul respectivei coroane, a doua înseamnă raza interioară, raza mai mică, să-i zicem, și a treia componentă este raza mai mare. Deci, cum se citește minunea asta? Este coroana circulară de centru 0, raza mică este 0 și raza mare este 1. Ce înseamnă asta? Că este, de fapt, un disc punctat. Adică, din moment ce centrul este 0 și raza mică, mă rog, centrul putea să fie orice alt număr complex, dar din moment ce prima rază, raza mică, să zicem în ghilimele, este 0, înseamnă că am extras din acel disc fix punctul respectiv, centrul. Și atunci se numește disc punctat. Este considerată această figură geometrică coroană circulară, deci putem să ne gândim să dezvoltăm în serie Laurent pe o coroană circulară. Și acum, evident, în funcție de cum arată funcția voastră, vă gândiți la seriile de puteri cunoscute din R, seriile de tip Taylor, pentru a identifica în mod corect ce urmează să folosim. Ce înseamnă să dezvoltăm în jurul punctului Z0 egal cu 0? Pentru că asta îmi spune acel modul. Modul din Z simplu înseamnă modul din Z minus 0. Deci dezvolt în jurul lui 0. Ce îmi spune acest lucru? Că în interiorul funcției trebuie să las în pace toate formele matematice care au legătură cu z minus z0 la o putere și să le dezvolt pe toate celelalte, care pot fi polinoame, exponențiale, sin, cos, orice vă trece prin cap. Deci se lasă în pace ceea ce este deja scris în puterile polinomului dat, în cazul nostru z minus 0, și se dezvoltă toate celelalte. Și de aici vă vine ideea, uitându-vă la funcție. Aveți 1 supra z, care înseamnă z minus 0, pe lângă z minus 1. Care este scrisă în puterile corespunzătoare, care nu. Z este scrisă în puterile care ne trebuie de data asta, Z minus 1 nu. Și ne gândim la dezvoltarea de tipul 1 supra 1 minus ceva. Pentru că avem Z minus 1, putem să-l transformăm imediat în 1 minus Z. Adică suma seriei de puteri. Atenție că această serie are mulțimea de convergență stabilită prin modul din acel obiect mai mic ca 1. Da? Deci întotdeauna trebuie să ne asigurăm că folosim dezvoltarea respectivă pe mulțimea de convergență. Pentru că această egalitate între seria de puteri și suma ei 1 supra 1 minus ceva este adevărată doar pe acea mulțime de convergență. Modul din ceva ăla trebuie să fie mai mic ca 1. În R, acest lucru se transpunea în mulțimea de convergență a seriei de puteri este intervalul deschis minus 1, 1. Acum, pentru că lucrăm în numere complexe, acest modul se transpune în ce? Modul din ceva mai mic ca 1. Cum îl interpretăm? În ce egalează 1? Interiorului, da. Deci modulul mai mic decât 1 înseamnă interiorul cercului
de centru 0 și rază 1, da? Adică discul. Exact. Și suntem exact în această situație. De ce am scris eu acolo care este mulțimea maximă de convergență? De ce dezvolt în serie Laurent jurului 0 doar pe această bucățică și nu pe mai mult? De ce nu mă întind mai mult? Fiindcă ar da peste punctul 0? Nu, să măresc raza, adică să mă duc mai departe, să nu fie raza 1, să fie și mai mare. Seria pe care o folosim nu mai este convergentă după. Exact, nu mă lasă seria pe care o folosesc, da? Bine, pe lângă faptul că așa mi s-a cerut și în enunț, dar nu ăsta e motivul. Motivul corect este, într-adevăr, seria pe care o folosesc nu mă lasă să lucrez în afara acestui disc. Întrebare, dar pe un disc mai mic aș putea lucra? Tot centrat în zero, dar pe unul mai mic aș avea voie să lucrez? Da. Da. Sigur. Da. Da. Deci, dacă mi s-ar fi cerut să dezvolt această funcție pe, să zicem, 0 mai mic modul din Z mai mic, 1 pe 2, aveam voie? Categoric, da. Deci am voie pe orice mulțime care este inclusă în asta. Bun. Deci, de asta eu prefer să scriu că dezvolt în serie pe mulțimea maximă cu tare, adică cât îmi permite 1. Enunțul și 2. Folosirea unei anumite serii care are o anumită mulțime de convergență. Și, bineînțeles, că mai departe lucrurile sunt destul de clare, în sensul că am scos un minus în față, ne-am pregătit acel 1 supra 1 minus Z, am aplicat seria de puteri și am scris câțiva termeni, mă rog, momentan nu îmi folosesc, îmi vor folosi când calculez reziduri și alte minuni, și am rezolvat problema. Dacă modific mulțimea, ce este chestia asta? Întotdeauna încercați să o gândiți în termen de bilă, adică în termen de coroană. Da? Ce este asta? Coroană cu centrul în 0. De ce? Pentru că am modul din Z minus 0. Raza interioară e 1, dar raza exterioară e infinit. Adică este ceva de genul ăsta. Și o să spuneți, cum, Doamne, iartă mai asta coroană? Este. Numai că a doua rază, cea mare, în ghilimele, este, imaginați-vă, la infinit. Deci este o coroană care, mă rog, stă în exteriorul discului pe care l-am avut mai devreme și raza mare este infinit. Ați avut și în analiza reală multe serii care aveau raza de convergență infinit. Da, exponențiala, sinusul, cosinusul și așa mai departe. Deci nu e nimic neobișnuit. Modul în care arată această mulțime este puțin ciudat, în schimb. Și mai ales faptul că dezvoltați în jurul lui 0 și voi sunteți obișnuiți să gândiți în jurul lui 0 înseamnă o vecinătate, ceva mic, mic, acolo în jurul lui 0. Nu vă deranjează discul ăla punctat pe care l-am avut la prima cerință. Ăsta vi se pare ciudat. Cum adică sunt în jurul 0, dar sunt de la o distanță încolo? Așa se lucrează pe coroane. Este vorba de centrul coroanei și de unde este ea situată. Bun, ce avem de făcut în această situație? Păi, în primul rând, nu pot să folosesc seria de puteri pe care am lăsat-o acolo cu verde încercuită în acest caz, pentru că, uitați-vă, modul din Z este mai mare ca 1. Și nu pot să schimb mulțimea de convergență a serii. Dar pot să fac altceva. Pot să rescriu inegalitatea pe care o am cu modulul ăsta în alt fel. Să ajung la ce mă interesează pe mine. Modul dintr-un pătrățel mai mic ca 1. Ca să pot să folosesc acea serie de puteri. Cum fac această transformare? Păi, modul din Z mai mare ca 1 se scrie elementar, algebric, modul din 1 pe Z mai mic ca 1. Deci, dacă în formula de mai sus a seriei de puteri folosesc acest obiect pe post de pătrățel, acest 1 pe Z, respect condiția. Adică intru într-o mulțime de convergență unde acest obiect, modul din 1 pe Z, este mai mic ca 1. Deci, practic, ce trebuie să pun în evidență acum în forma lui F de Z? Apariția lui Z minus Z0, ok, dar, atenție, ce nu este scris în puterile lui Z minus Z0, să fie pus sub forma de 1 minus acest 1 pe Z. Da? Deci nu mai merge direct 1 supra 1 minus Z. Are cu tot o altă rază de altă mulțime de convergență. Și atunci ăsta e motivul pentru care pentru mulțimi de genul ăsta se fac artificii la prima vedere ciudate. Nu sunt ciudate. Ele au la bază exact
obținerea corectă a unei mulțimi de convergență pentru o serie a cărei sumă o folosesc. Așa se lucrează în analiză și în analiza reală să știți că se lucrează la fel. Deci nu pot să lucrez cu echivalența între o serie și suma ei în afara mulțimii de convergență. Asta fac și acum. Pun în evidență obiectul care îmi permite să lucrez pe mulțime de convergență. Deci, l-am lăsat în pace pe 1 pe z, dar pe acel z minus 1 trebuie să-l transform altfel. Adică, iar am uitat un minus precis, nu? Așa e că am uitat un minus? Nu, cred că e bine. Nu, de data asta... Nu l-am uitat, mulțumesc. Nu, eu am talentul să uit minusurile, le scriu inițial și după aia le uit. Nu, e corect. Am dat factor comun forțat în acel z minus 1 de la numitor pe z, ca să forțez apariția lui pătrățel, pătrățel care mă interesează de data asta, adică 1 pe z. Ăsta e motivul pentru care se fac tot felul de, artificii, da, de factor comun forțat și alte minuni algebrice. Ăsta este scopul. Să ajungem la folosirea unei serii pe mulțimea ei de convergență. Ok? Și mai departe, procedeul este standard. Folosesc seria pe care mi-am dorit-o, desfac parantezele, înșir câțiva termeni și uitați-vă ce mare diferență. Deci, aceeași funcție, dezvoltată tot în jurul lui 0, dar pe alte mulțimi. Faptul că în curs, dacă o să vă uitați, dacă o să revedeți cursul, am spus că dezvoltarea în serie este unică. Da, este unică în jurul unui punct pe o mulțime anume. Dacă schimb mulțimea sau schimb punctul, bineînțeles că se schimbă și dezvoltarea. Deci nu contrazicem cu nimic faptul că dezvoltarea în serie în jurul unui punct pe o anumită mulțime este unică. Da? Am o întrebare. Dacă, de exemplu, aveam, dacă FZ-ul era 1 pe Z minus 1, atunci ne ocupam decât de a doua parte de pe acest slide? Stai un pic. Dacă aveai doar 1 supra Z minus 1? Da. Păi, nu, de ce? Că depinde de mulțime, nu depinde de funcție ce-i faci. Păi, hai să o luăm așa, nu l-ai pe 1 pe Z, nu-i nicio problemă. Și ai prima mulțime, acel disc punctat. 1 supra Z minus 1 trebuie scris în serie, pentru că polinomul Z minus 1 nu e același lucru cu polinomul Z minus 0. Deci tu dezvolți în jurul lui 0. Tu trebuie să ai funcția scrisă în puterile acelui polinom în jurul căruia dezvolți. Deci tu întotdeauna trebuie să ai în vedere că dezvolți în jurul lui Z minus Z0. În cazul nostru, dezvolți în jurul lui Z minus 0. Tot ce vezi în fața ochilor trebuie să-ți apară în puteri ale lui Z. Și atât, nu ale lui Z minus 1. Am înțeles, ok. Da? Deci, ce ar fi trebuit să faci dacă aveai numai 1 supra Z minus 1? La prima cerință? Nu-l mai aveai pe acel 1 pe Z, dar dezvoltai în serie. Observi ce se întâmplă după ce dezvolți în serie, cum arată funcția ta? Cum arată? Ca o progresie geometrică. A, bine, ok. Hai să nu ne gândim la... Nu, pur și simplu nu mai are nicăieri altceva în afară de puterile lui Z, observi? A, da. Bun, în al doilea exemplu, cu acea coroană, mă rog, cu rază infinit. Cum arată după ce o dezvolți? Tot în puteri doar ale lui Z. A, că sunt puteri negative? Da! În analiză complexă avem serii cu puteri negative, se numesc serii lor A. Deci asta înseamnă fundamental să dezvolți în serie în jurul unui punct. Iei funcția pe care o ai, indiferent cât de ciudată e, că poate să nu fie polinomială, și rezultatul să fie un polinom numai și numai în puterile lui Z minus Z0 pe care ți-l dorești. Asta este tehnica de dezvoltare în serie. Ok, în regulă. Bine. Și mai avea acest exercițiu încă două subpuncte. De ce? Ca să nu ziceți că dezvoltăm numai în jurul unui punct 0. Dezvoltăm și în jurul altor puncte. Deci, în momentul în care vedeți modul din Z minus 1, trebuie să vă sune cunoscut faptul că dezvoltați în jurul lui Z0 egal cu 1. Și este foarte bine și necesar să vă faceți și pictura de rigoare. Ce este acest obiect? Din nou, este un disc punctat, deci este o coroană circulară din care am eliminat fix doar punctul
1, adică centrul, de ce l-am eliminat? Pentru că funcția nu este definită în 1. 1 este soluția numitorului. Da? Și mă gândesc din nou la minunata serie de puteri. De ce? Datorită formei funcției. Dacă funcția avea altă formă, mă gândeam la altă serie. Dar pătrățel în cazul meu, cine este? Z minus 1, trebuie să fie. Exact, Z minus 1. Deci, întotdeauna pătrățel în ghilimele este obiectul Z minus Z0. Z minus centrul în jurul căruia dezvoltați. Asta este regula și tehnica și de la funcții reale. Doar că acolo dezvoltați numai în serie Taylor, aici mai dezvoltăm puțin și cu puteri negative. Da? Deci, dezvoltarea se face în jurul lui Z egal cu 1. Ăsta este Z0 pentru mulțimea dată. Și mulțimea maximă pe care fac dezvoltarea, din nou, este limitată la modul din Z minus 1 mai mic ca 1. De ce? Tot din cauza mulțimii de convergență a seriei pe care urmează să o folosesc. Lăsând deoparte faptul că și enunțul era așa. Și dacă enunțul era cu 0 mai mic decât modul din Z minus 1 mai mic ca 2, eu pe ce mulțime dezvoltam? Pe aceasta de pe slide. Pe 0,1. Pe 0,1, pe mulțimea maximă pe care mi-o permite convergența seriei. Adică tot pe modul din Z minus 1 mai mic ca 1 putem să fac ceva. Da? Dar o să vedeți că se mai poate face și altă minune. Împărțim cu 2 și lucrăm cu modul din Z minus 1 pe 2 care e mai mic ca 1. Tot aia înseamnă. Dar atenție că mulțimea de convergență a seriei pe care urmează să o folosiți este cea care declară pe ce lucrați. E, tehnica diferă puțin. De ce? Pentru că de data asta îl am pe Z minus 1 acolo, este putere a lui Z minus 1, da? Dar nu l-am pe Z scris cum trebuie. Și atunci trebuie să mă gândesc să fac un artificiu în așa fel încât acel Z de la numitor să poată fi scris în funcție de polinomul Z minus 1. Și este un artificiu din nou consacrat și elementar. Adunăm și scădem un 1. În așa fel încât să punem în evidență, în loc de 1 pe Z, să apară Z minus 1. Și a apărut. Și a apărut într-o formă în care eu pot folosi din nou seria de puteri. Am mai dat un minus factor comun forțat ca să vedeți că... Bine, mulți dintre voi cred că sunteți obișnuiți să folosiți și cu plus. Dacă vedeți seria de puteri 1 supra 1 plus ceva, știți foarte bine că apare un minus 1 la n în seria de puteri. Am zis pentru cei care nu-și mai aduc aminte sau, mă rog, n-au înțeles foarte bine nici la momentul semestrului întâi chestia asta, este un artificiu de punere în evidență a obiectului de care am nevoie. Da? Eu trebuie să am 1 minus ceva, fac să apară 1 minus ceva. Da? Bun. Și, bineînțeles că înmulțesc, scriu câțiva termeni și observați că rezultatul este un polinom numai și numai în puterile lui Z minus 1. Deci este un polinom care are ca element central această paranteză, să-i zic, Z minus 1. Da? Deci tot ce veți vedea, cu diversi coeficienți, cu tot ce apare, se scrie în funcție de acest Z minus 1. Asta înseamnă dezvoltare în jurul punctului cutare. Fosta mea funcție să fie scrisă ca o funcție echivalentă numai și numai în puterile lui Z minus 1. Și vă mai pregătisem, bineînțeles, și coroana cu rază infinit, tot în jurul lui 1. Și bineînțeles că procedăm cum am procedat și în cazul coroanei cu rază infinit centrată în 0. Ce avem de făcut? Modul din Z minus 1 mai mare ca 1 nu este în mulțimea de convergență pentru seria încercuită cu vertă. Trebuie să ajung la modul din obiectul meu, Z minus 1, mă rog, altceva, nu o să mai fie Z minus 1, mai mic decât 1. Logic, se traduce în schimbăm inegalitatea pentru că Z minus 1 în modul mai mare ca 1 devine 1 supra Z minus 1 mai mic ca 1. Deci, pe cine trebuie să pun în evidență prin artificii în acest moment? Cine joacă rolul lui pătrățel? 1 supra Z minus 1. Da? Și fac acest lucru.
îl las din nou pe Z minus 1 în pace pentru că era scris în puterile corespunzătoare și pe Z îl iau și îl transform. Cum? Forțând să apară 1 supra Z minus 1. Da? Deci întâi l-am scris pe Z plus 1 minus 1, după care am dat factor comun forțat acest Z minus 1 ca să-mi apară fracția de care am nevoie. Da? Este esențial să înțelegeți de ce faceți o anumită transformare. Ăsta e și motivul pentru care v-am încercuit colorat pe acolo pătrățele și să înțelegeți la cine trebuie să ajungeți. De ce faceți algebric niște transformări? Sper că este un pic mai clar acum. Sper. Doamna, da. Nu trebuie să fie plus acolo? 1 plus 1 pe Z minus 1? Așa o fi. Dar eu vreau să apară 1 minus... Să mai pune un minus, o să mai vină un minus 1 la end. Ai dreptate, tu ai dreptate. Ba da, cred că mi-a scăpat. Simțeam eu că mi-a scăpat pe undeva un minus, da. Deci Z-ul am scris minus 1 plus 1, l-am dat factor comun forțat, e cu plus în interior, tu ai dreptate. Modificăm imediat. Da, pe mine mă interesează să înțelegeți tehnica și mă bucur că sunteți atenți și la calcule, mai ales că ați observat că mie îmi scapă semne cu spor. Da? Da, mai apare un minus, deci ideea e, zic eu, destul de clară. O să modific imediat. Și, într-un final, ce obținem? Din nou, o formă a lui f de z care nu mai are niciun fel de alte elemente matematice în afară de puteri ale lui z minus 1. Asta înseamnă dezvoltare în jurul unui punct. Indiferent că sunteți pe Taylor, adică pe analiza reală, sau că suntem acum în complex, tehnica este una și aceeași. Imaginați-vă că, bine, mai puțin aceste minunate coroane cu raze infinit, am fi într-o situație de analiză reală, avem de dezvoltat în jurul unui punct pe discul a cărui centru este punctul respectiv și tehnica este similară. Da? Ok, în regulă. Bine. Deci, greșeala a fost corectată, îmi cer scuze, mă bucur că sunteți atenți. Haideți să... Punem așa un picioruș ușor către partea de integrare. Am o funcție, evident este definită pe mulțimea numărilor complexe, fără anumite puncte. Vă imaginați că acele puncte sunt fix soluțiile numitorului, rădăcinile numitorului. Cerința este dezvoltarea în serie Laurent în jurul acestor puncte. Din punct de vedere al integrării complexe, acest lucru este destul de contraproductiv, pentru că întâi trebuie să stabilesc ce fel de puncte sunt astea și dacă nu sunt singularități esențiale, nu are sens să mă chinui să fac Laurent. Dar este, repet, un exercițiu strict de dezvoltare în serie Laurent. Întotdeauna vă recomand să vă faceți desenul. Fără desen, nici eu n-am siguranța că voi ați înțeles ce ați făcut acolo, nici voi nu înțelegeți foarte bine. Deci, am de dezvoltat în serie Laurent în jurul a trei puncte. Punctele astea fac parte din rădăcinile, adică formează rădăcinile numitorului. Trebuie pictate toate pe același grafic. Ne-am figurat cu culori diferite pentru că, mă rog, o să dezvoltăm în jurul fiecărui punct în parte pe rând. Funcția mea am rescris-o în funcție de aceste rădăcini. Acum, întrebare. Dacă aveți un polinom de gradul 3, știți ce să-i faceți ca să-i determinați rapid rădăcinile? Eu, sincer, mai mult de polinom de gradul 3 nu o să vă dau. Știți să-l abordați? Cu divizorii termenului liber? Da. Și apoi schema Horner și apoi ați scăpat că e ecuație de gradul 2 și e ok. Da? Deci, în general, nu o să vă dau polinoame care au, eu știu, o rădăcină reală radical din 17 și mai știu eu ce și cealaltă două complexe. Nu fac așa ceva, că nu ăsta e scopul. Dar ideea e să vă așteptați să găsiți și polinoame de grad 3 și să puteți redeterminați corect rădăcinile și repede. Bun. Revenim. Am scris funcția în forma asta pentru că mi-e mai ușor să dezvolt în serie Laurent dacă știu cum arată obiectele astea. Da? Bun. Și o luăm pe rând. Încet și sigur. În jurul lui 1. În jurul lui 1 mă aștept să trebuiască să dezvolt cu ajutorul serii de puteri. De ce? Datorită formei sumei acestei serii. 1 supra 1 minus ceva. Deci, în jurul lui 1 ar trebui să fac pătrățelul să fie în jurul lui 1
Să fie z minus 1. Corect? Da. Măi, sunteți siguri? Adică, cum să zic? Ați început să aveți un pic flare-ul ăsta și dacă dezvoltați în jurul lui Z0 egal cu 17, trebuie să puneți în evidență Z minus 17 și atunci folosiți această serie de puteri cu pătrățelul Z minus 17 și încercați să puneți în evidență peste tot în forma funcției chestia asta. Ok. Eu consider că am început. Ok, mă bucur. Cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Luăm pe rând componentele. 1 supra Z minus 2. Trebuie să facem să apară Z minus 1. Bine, din Z minus 2 am făcut Z minus 1 minus 1. De data asta n-am mai uitat minusul. Ura! Am scris dezvoltare. Z minus 3. 1 supra Z minus 3. La fel. Da? Și atenție aici, la acest 1 supra Z minus 3. Am pus în evidență Z minus 1, dar am o problemă. Fracția la care ajung, 1 supra 2 minus Z minus 1, nu arată exact ca suma seriei de puteri pe care vreau să o folosesc. 2-ul ăla e în plus. 2-ul ăla trebuie dat afară sub formă de factor forțat. E, în momentul ăsta, eu nu mai am obiectul pătrățel Z minus 1. S-a modificat pătrățelul. Trebuie să mă asigur că această nouă formă, Z minus 1 pe 2, din punct de vedere al convergenței, al domeniului de convergență al seriei mele, este acolo. Dacă a depășit, trebuie să restricționez, nu am voie să lucrez pe ceva mai mare. Deci, acest obiect care a apărut din motive tehnice, că nu aveam ce să fac cu acel 2, trebuia să-l dau factor comun forțat, mi-a apărut în această formă. Deci, practic, ce e reprezentat pe grafic, poate și ca aceea dintre 1 și 2. Cum adică părticica aia dintre 1 și 2? Segmentul care e în același timp și în cercul roșu și în cercul albastru. Nu pot să vorbesc de segmente, pentru că eu dezvolt în coroane, eu dezvolt în chestii care seamănă cu discurile, eu nu dezvolt pe axă. Știi? Deci, cum trebuie să înțelegi chestia asta? L-am exprimat prost, nu știu cum să zic. Felia aceea. Ok, ok, ceva în zona respectivă. Z minus 1 pe 2 trebuie să fie mai mic ca 1. Deci, mie mi s-a modificat pătrățelul, obiectul, da? E, modul din Z minus 1 pe 2 mai mic ca 1 înseamnă, de fapt, modul din Z minus 1 mai mic ca 2. Da? Adică, această serie îmi permite, din punct de vedere al convergenței ei, să dezvolt în jurul lui 1 cu o rază egală cu 2. Deci să mă duc până spre punctul 3, dacă mă înțelegeți. Da? Dar eu dezvolt doar în jurul punctului roșu. Eu dezvolt doar în acel disc, în acel disc punctat. Da? Această nouă serie care mi-a apărut mie din motive tehnice că a trebuit să-l dau pe 2 factor comun, are raza de convergență și îmi permite să lucrez într-o mulțime mai mare decât am eu nevoie. Ceea ce e bine. Ok, am înțeles. Ați înțeles? Deci acești Z minus 1 pe 2 mai mic ca 1 îmi furnizează mie modul din Z minus 1 mai mic ca 2, adică în jurul lui 1 cu o rază egală cu 2. Deci aș putea să folosesc această serie pe un disc punctat centrat în 1, dar de rază 2. Ceea ce e bine, pentru că eu dezvolt într-o bucățică mai mică. Da? Eu nu am voie să dezvolt pe o bucată atât de mare. De ce? Pentru că aș include două puncte singulare, 1 și 2, în aceeași vecinătate, în ghilimele, adică în aceeași mulțime de dezvoltare. Și nu am voie să fac asta. Da? Deci în discul meu punctat roșu nu are voie să apară și un alt punct singular al funcției. Ăsta e motivul pentru care le-am reprezentat așa. Da? Da, are sens acum. Bun. Acum, funcția asta nu este dezvoltată complet. Da? Deci să nu înțelegeți că așa se lasă numărătorul. Nu. Ce am vrut eu să explic, să vă prezint cu această minune, este cum lucrăm cu numitorii. Numărătorul ăla și el ar trebui transformat și ar fi ceva de groază. Nu. Deci eu am lăsat funcția, cum să zic, la nivel intermediar. Nu este încă complet dezvoltată în jurul punctului 1. Pe mine m-a interesat
cum lucrăm cu aceste serii de tipul, mă rog, seria de puteri. Da? Deci nu este scrisă într-o formă 100% utilizabilă acum. Da? Pentru că uitați-vă în ce hal a rămas numărătorul ăla. Poate că ar fi fost o idee mai bună nici să nu-l pun, să pun 1 supra și atunci era ok. Deci este o reprezentare a formei lui f de z, nu este terminată. De ce? Pentru că ar fi trebuit sus să iau acel z la a treia minus 4z pătrat plus z plus 4 și să-l scriu și pe el în puterile lui z minus 1. Aveți idee cum se face asta? Este materie de liceu. Pardon, ați făcut dezvoltarea unui polinom în funcție de rădăcinile altuia în liceu? Nu se face cu Taylor? Ba da! Dar nu trebuie Taylor. În liceu nu știați de Taylor. Sau mă rog, unii dintre voi poate știați, dar nu e necesar să știți în liceu. Grupăm termenii. Ce anume? Grupăm termenii, al doilea cu al patrulea și primul cu al treilea. Poate să-ți iasă, poate să nu-ți iasă în funcție de z minus 1. Nu, domne, este dezvoltare în schemă hornă repetată pentru rădăcina z egal cu 1. Deci am considerat că acel polinom de sus este foarte simplu de făcut, că e materie de liceu. Acum realizez că voi săracii s-ar putea nici să nu fi făcut așa ceva în liceu. Deci când aveți un polinom obișnuit în R, x la 3 minus 4x pătrat plus x plus 4, haideți să scriem acest polinom în funcție de puterile lui x minus 1. Știți să scrieți așa ceva? Cu alte cuvinte, împărțim la, la x minus 1, nu? Da, în schemă hornă repetată până se termină complet împărțirea și resturile de jos în sus sunt coeficienții pe care îi cauți. Pentru polinomul scris o să ai z minus 1 la a treia minus un coeficient z minus 1 la pătrat, alt coeficient. Ah, ok. Vă mai aduceți aminte? Da, dacă... acum m-a sunat ceva cap. Da, sună un pic cunoscut? De-aia da. M-am oprit aici, pentru că chestia e o chestie banală de liceu, nu mi-a trecut prin cap că nu știți. Bun. Nu prea am făcut la liceu, sincer, mai mult pentru pregătire pentru facultate. Am înțeles. Ok, o să vă fac un exemplu, vi-l pun pe Moodle, două exemple, iau și eu două polinoame și le dezvolt în jurul. Deci, pe mine m-a interesat partea de serie, cum o dregem. Că polinomul ăla nu mi-am imaginat că nu-l faceți cu schemă Horner. Okay. Noi nu am mai avut polinomele la BAC și probabil la asta vine toată problema. Aoleu, voi sunteți cu COVID-ul, generația COVID-ului și n-ați dat polinome la BAC? Da. Cam așa. Jesus. Noroc pentru cei care au făcut deja dinainte la meditați. Ca să faceți o idee, ce ați menționat de vreme, cred că a fost făcută, din ce țin eu minte, în 2 ore din tot liceul, în clasa 12, așa pe fugă. La mine nu au existat acele ore deloc. Da, ok, am înțeles care e situația. Voi sunteți generația, n-ați făcut nimic și ați dat bacul cum l-ați dat. Măi, oameni buni, eu am nevoie de niște elemente de matematică de liceu. Dacă voi... eu nu am realizat chestia asta, deci, sincer, îmi pare rău. Dacă știam că ar sări peste polinoame, insistam mai mult, făceam altceva, nu știu, vă mai făceam niște fișe în plus, ceva. Ok, am înțeles. Dar credeți-mă pe cuvânt că forma la care am adus funcția asta este minunată. De ce? Că partea de sus este elementară. Eu n-am mai vrut să insist pe ea. Pe mine seriile mă dureau că nu le știți. Nu prostia de polinom de gradul 3, sincer vă spun. Na, ok. O să vă iau fix funcția asta, dacă vreți. Da? Lăsăm seriile în pace. Vă iau polinomul de la numărător. Vă fac o mini fișă, uite cum se află dezvoltarea de polinom obișnuit în jurul unor puteri și o să vedeți că este foarte, foarte simplu și elementar și vă prindeți după un exemplu două. Da? Bun. Acum, uitați-vă la acest produs de serii, că aici vreau să ajung. Da? Deci, repetăm. Polinomul de sus, z la 3 minus 4z pătrat plus z plus 4, se dezvoltă elementar cu schemă Horner repetată și se scrie în funcție de puterile lui z minus 1. Nu are legătură cu serii, nu are legătură cu nimic altceva. Este analiză reală, elementară. Bun. O să vă trimit așa ceva. Acum, fiți atenți la produsul de serii. Voi nu aveți voie să le desfaceți și să combinați ce este în interiorul seriilor. Sper că nu faceți o asemenea gafă. Seriile mulțite înseamnă așa. Primul termen din prima serie înmulțit cu o infinitate de termeni, adică cu toți termenii seriei a doua. Plus, al doilea termen din prima serie înmulțit iarăși cu toți termenii din a doua serie și așa mai departe. Deci, în momentul în care aveți două serii înmulțite, să nu vă vine ideea să înmulțiți ce este sub serie. În regulă? În regulă. Operațiile cu serii din semestru întâi. Deci, rețineți, nu faceți așa ceva. Da? Bun.
rapid, mai avem cele două puncte ca să știu că am terminat cu partea de dezvoltări în serie și să putem trece după pauză la integrare. V-am repictat aici domeniul și seria pe care o folosim. Repetăm aspectul cu ce facem în jurul lui 2. Dezvoltăm în jurul lui 2. Mulțimea, evident că este limitată de convergența seriei pe care o folosesc, deci modul din z-2 e mai mic ca 1 și pătrățelul este, bineînțeles, z-2. Deci, iau celelalte două componente, 1 supra z-1 și îl transform în așa fel încât să arate a z-2. Deci, practic, întrebarea următoare, cum îl scriu pe z-1 ca să fie z-2? Păi, fac și un artificiu. Îl scriu pe -1 ca fiind -2+1. Și asta îi fac. Și folosesc seria de puteri respectivă. Îl mai am și pe 1 pe z-3, pentru că, bineînțeles, 1 supra z-2 deja e bun. Și îl dezvolt și pe ăsta. L-am scris pe -3 ca -1, -2. Și din nou am scris funcția, din nou, fără să scriu polinomul de sus în puterile lui z-2, cu produsul de cele două serii. Da? Dezvoltarea în jurul lui 3 se face absolut similar, doar că pătrățelul în cazul ăsta este z-3. Din nou este limitat de 1. Uitați-vă pe figură. Nu pot să am distanță mai mare, raza să fie mai mare în jurul lui 3, pentru că aș da peste un alt punct singular, peste 2. Și nu am voie să am în coroana în care dezvolt în jurul lui 3 un alt punct singular. Ăsta e motivul pentru care mă autolimitez la această rază 1. Dacă nu aveam punctele 1, 2 și 3 și aveam punctele 1, 2 și 4, ce se întâmpla? Poate putea să aibă rază mai mare sau? Nu, la care din ele? Mai mare pentru că dădea de 3. Dacă aveam punctele 1, 2 și 4, spuneți-mi pentru fiecare punct în parte care era raza maximă pentru care puteam să am coroană să dezvolt. Deci 1, 2 și 4 în loc de 1, 2 și 3. Deci pentru 1 rămânea 1, pentru 2 rămânea tot 1, iar pentru 3 se făcea 2. Pentru 4 se făcea 2. Pentru 4 se făcea 2, da. Perfect, corect. Deci, datorită acestor limitări, nu am voie să includ în coroana în care dezvolt încă un punct singular, ultimul, 4, putea să aibă o rază mai mare. Și aici m-ați fi văzut scriind că modul din z-3 poate fi mai mic ca 2. Da? Și în momentul în care foloseam seria, din nou trebuia să revin la o formă de ceva, de exemplu z-3 totul pe 2, să fie mai mic ca 1. Deci aș fi pus în evidență, în loc de z-3, z-3 pe 2. Da? Culmea e că asta se întâmplă și dacă vreau să pun în evidență z-3, din motive tehnice. Același motiv tehnic pe care l-am avut și mai devreme. Am pus în evidență, în loc de z-1, apariția polinomului z-3, dar mă încurc acel 2, care apare din motive algebrice. Îl dau factor comun forțat și atunci obiectul meu, pătrățelul pentru serie, nu mai este z-3, ci este z-3 pe 2. Și trebuie să mă asigur că folosindu-l pe acest z-3 pe 2 nu îmi iese mulțimea, că nu-mi iese o mulțime de convergență mai mare decât cea pe care am voie să lucrez. Da? Și uitați-vă că nu iese, este totul ok. z-3 în modul mai mic ca 2. Asta înseamnă că aș fi avut voie să folosesc această serie pentru o rază de 2 în jurul punctului 3, dar limitarea mea este la 1, datorită prezenței altui punct singular acolo. Bineînțeles, îl luăm și pe 1 pe z-2, aici lucrurile sunt un pic mai decente, pentru că se scrie mai ușor z-2 în funcție de z-3, seria arată mai drăguț, să zicem, și bineînțeles, forma funcției f de z, din nou repet cu numitorul ăla lăsat așa, pentru că am zis că dezvoltarea o faceți. Am să vă fac pe fișă frumos cele trei dezvoltări ale acestui polinom în puterile lui z-1, z-2 și z-3. Și cred că vă este suficient ca să treceți și de hopul ăsta, cum se dezvoltă polinomul în funcție de niște puteri de forma x minus a mic. Și după ce dezvoltam, probabil
Ce, mai era vreo etapă după aceea sau pur și simplu lăsăm forma asta? Nu, exact asta era etapa finală. F de Z arăta scris în puterile lui Z minus 3. Dacă nu mai aveai și altă cerință, depinde acum ce ți se mai cerea legat de acest F de Z gata dezvoltat. Exercițiul ăsta, doar asta a urmărit, dezvoltarea în jurul acestor puncte, în halul ăsta cu lor. Ok. Bun. O să vă dau pauză imediat, dar vreau să vă fac acest exercițiu și într-o altă variantă, după care cele 10 minute bine meritate le primiți. Da? Am și o întrebare legat de acum. Ce anume? Zic, am și o întrebare legat de... Te rog. A zis noastră că dacă considerăm modul Z minus 3 mai mic ca 2, respectă condiția de convergență pentru seria 1 pe Z minus 1, nu? În jurul lui 2. În jurul lui 3, pardon. Nu? Ai vorbit da. Un pic cam repede. Deci eu am zis că dacă aș fi avut o rază mai mare posibilă, da? Să zic că nu erau atât de apropiate punctele și aș fi avut mulțimea maximă de convergență 0 mai mic modul din Z minus 3 mai mic ca 2, era posibil, dezvoltând, să rămân pe mulțimea respectivă sau să fie nevoie să o micșorez. Depinde de cum obțineam algebric. Uitați-vă, cu factor comun, cu ce fac eu pe acolo, cum transform. Interes asta, dar vreau să mă întreb că la a doua dezvoltare, 1 supra Z minus 2, da. Ar trebui, condiția ar fi ca modul de Z minus 3 mai mic ca 1, pentru că altfel ar conține și pe 2. Corect. Cu același, atunci modul de Z minus 3 mai mic ca 2 conține și pe 2, care e o problemă. Exact, eu am vorbit ipotetic, dacă n-aș fi limitată de situația să l-am pe 2 acolo. S-ar face intersecția, să zic așa. Exact, exact. Eu trebuie să lucrez pe mulțimea de convergență care îmi respectă pentru toate seriile pe care le folosesc în jurul punctului meu, să îmi respecte convergența, da? Da, trebuie okay. să respect cea mai mică mulțime. E o chestie de principiu, da. Când dezvoltăm în jurul unui punct, trebuie să, indiferent câte serii folosim și de câte tipuri, noi trebuie să lucrăm pe mulțimea de convergență care asigură convergența tuturor seriilor folosite în jurul acelui punct. Asta este condiția esențială și în R, și în C, și în orice altceva. Da? Deci chiar dacă inițial am impresia că am o mulțime mai mare și mă întind pe ea, s-ar putea din cauza altor serii care apar în jurul acelui punct să trebuiască să limitez mulțimea. Și o limitez, nu e nicio problemă. E în regulă? Da, practic e ca și cum am material să fac zidul ăsta mai mare, dar n-am unde să-l pun. Ceva de genul, exact. Da, cam așa ceva. Am și o întrebare. Te rog. Dacă reușim să scriem funcția ca o sumă de două serii, prima serie cu un termen în partea principală și cea de-a doua cu doi termeni în partea principală, ordinul polului e 3? Păi depinde dacă ai aceleași puteri sau nu. Dacă puterile sunt diferite, ai 3 termeni în partea principală, dar dacă într-o bucată, când scrii o sumă de două chestii, dacă într-o parte ai, de exemplu, 1 pe z pătrat și în partea cealaltă mai ai un 1 pe z pătrat și încă ceva, e ca și cum dai factor comun 1 pe z pătrat și ai numai 2 termeni, n-ai 3. Gata, am înțeles. Da. Deci numărul de termeni din partea principală se subînțelege că nu au puteri egale. Deci în partea principală tu ai termeni cu puteri diferite. Dacă ție îți provine chestia aia dintr-o sumă sau din ceva, întâi obligatoriu îi grupezi în funcție de puterile lui Z și apoi numeri cât sunt. Am înțeles, mulțumesc. Cu plăcere. Cu plăcere. Bun, aceeași funcție, ca să vedeți marea diferență când avem un enunț și când avem altul. Deci, în exercițiul anterior ne-am chinuit să dezvoltăm în serie, am leșinat pe acolo căutând mulțimi de convergență și nu știu ce. Dacă această funcție este folosită pentru integrare, da? Să vedeți cât de banal determinăm noi, de fapt, punctele singulare, tipul lor și rezidurile, adică o pregătire pentru ce urmează. După care vă promit acele 10 minute de pauză. Da? E aceeași funcție și vreau să vedeți diferența. Funcția este aceeași. Am scris din nou numitorul în funcție de rădăcini. Întotdeauna când aveți polinoame și nu numai, verificați, vă rog, dacă rădăcinile numitorului sunt și rădăcini ale numărătorului. O să vedeți de ce. E ca și cum simplific, deci acel punct este punct singular aparent. Și atunci am o problemă mare dacă nu consider altceva decât este. Deci întotdeauna verificați, după ce vedeți punctele singulare, adică
condiții de numitor, condiții de existență în general pentru funcția voastră, verificați dacă nu cumva sunt rădăcini comune cu un numărător. Și am verificat și nu sunt. Bun. Pur și simplu am înlocuit 1, 2 și 3 în numărător. Și le operând. Z0 egal cu 1. Verificăm dacă există n natural stelat, cel mai mic, astfel încât această limită să fie constantă și diferită de 0. Adică și după forma funcției și prin faptul că am polinoame, mă gândesc că aceste obiecte vor fi poli. Da? Limita, uitându-vă așa cu ochiul liber, limita acestui obiect, cât este? Când z tinde la 1, ce se întâmplă? Dacă reușesc să scap de z-1 de jos, o să dau limită finită. Corect? Deci, în sensul ăsta este scris această definiție a limitei, mă rog, a obiectului cu care caut să văd ce fel de poli e. Cum procedăm? Scriem z-z0, adică z-1 la n. Simplific ce pot, adică o singură putere în acest caz. Și îl las deoparte pe acest z-1 la n-1 și mă uit la ce am în fracție, ce mi-a rămas din funcția mea. Mai este vreo problemă? Are numitor 0? Are vreo nedeterminare? Se întâmplă ceva? Nu. Deci, această bucată care a rămas din funcție după simplificare îmi furnizează o valoare finită și diferită de 0. Bun, asta ce înseamnă? Ca să nu am limita 0, înseamnă că acea putere n-1 trebuie să fie egală cu 0. Cu alte cuvinte, obligați obiectul pe care l-ați băgat voi pe gât, z-z0, să se anuleze singur. Da? Adică să fie o cantitate la puterea 0, care nu e nedeterminare, este pur și simplu o cantitate la puterea 0, adică nu mai îmi influențează limita. E ca și cum vă întoarceți de la început și spuneți, am văzut eu cu ochiul liber că dacă îi pun un z-1 în față, se simplifică și îmi rămâne limita finită. Corect? Așa trebuie gândit. Și asta înseamnă că am pol simplu. Am pol simplu, rezidul se calculează, uitați-vă, exact cu limita de mai sus pentru n-ul găsit. Deci valoarea rezidului este, conform definiției, z-z0 înmulțit cu f de z. Da? Și se procedează absolut la fel pentru ambele puncte rămase, și pentru 2 și pentru 3. Exact în aceeași manieră. Simplific pe rând, practic, câte o paranteză. Din z-1 am rezolvat-o, cu z-2 se procedează la fel și cu z-3 absolut la fel. Rugămintea mea este să vă obișnuiți să verificați această limită. Deci să verificați existența unui n natural stelat, cel mai mic posibil, în așa fel încât această limită să fie finită. Da? Este modul prin care justificați că obiectul pe care l-ați găsit este pol. Faptul că este rădăcina numitorului, o să vedeți că în alte situații nu conduce la concluzia că este pol. Nu orice rădăcina numitorului este pol. Și atunci, rugămintea mare este să folosiți definiția în mod corect. Da? Este cât de cât clar ce se întâmplă, de ce las eu acolo z-1 la n-1, z-2 la n-1 și așa mai departe. Asta e bucata care mă interesează, dacă o înțelegeți. Că să înlocuiți cu z egal cu 1 și z egal cu 2, cred că e mult prea elementar. Cred că am înțeles. Deci, ideea e în felul următor. În momentul în care simplificați, să rămâneți mai puțin acel obiect z-z0 pe care l-ați introdus voi, să rămâneți cu o limită finită. Când se întâmplă asta? Când acest z-z0 pe care l-ați băgat voi în plus este la puterea 0. Adică n-1, n-2, n-5, cât veți avea acolo după ce simplificați, să fie la puterea 0. Și așa obțineți și ordinul polului. Și bineînțeles că pentru z egal cu 3 se întâmplă absolut același lucru. Toate sunt similare din punct de vedere al tehnicii de abordare și rezidul, bineînțeles, că dă valoarea limitei respective. Da? Pe tot parcursul aplicațiilor de astăzi o să vedeți această definiție tot aplicată. Da? În regulă. Bun. Facem pauza de rigoare.
Ok. Am meditat până acum. Mă bucur, mă bucur. Încurajator. Ce apucăm să facem acum, facem, ce nu continuăm la seminar, ce mă interesează este să înțelegeți în amănunt tot ce se întâmplă aici. Da? Chiar dacă rămânem cu un exercițiu nefăcut din ce am pregătit eu, nu moare nimeni. Avem un seminar întreg săptămâna asta să lucrăm tot chestii de genul ăsta. Bun. Haideți să continuăm cu a doua parte a cursului, adică haideți să și integrăm, să ne apropiem ușor, ușor de ce ne interesează. Folosim ce am discutat până acum, puncte singulare, mai și o serie Lorancă apare din când în când, dar includem noțiunea de integrală și curba de integrare care 100% va fi închisă. Faptul că voi folosi în general curbe de tip cerc nu înseamnă că nu puteți să aveți și altceva. Curba în sine nu ne interesează decât din punct de vedere al situării punctelor singulare față de această curbă. Poate să aibă și o formă neregulată. Dacă eu pot să stabilesc că punctul singular este în interior, asta mă interesează. Deci faptul că folosim cercuri nu înseamnă că la examen vă bubui cine știe ce altă curbă. Exclus, nu ăsta este interesul. Da? Bun. Am funcția, din nou raport de polinoame, am un punct singular, adică o rădăcină a numitorului, un punct în care funcția nu este definită, așa trebuie înțeles punctul singular, în minus 2. Până aici elementar. Pasul următor, obligatoriu, inclusiv pentru notare, este să reprezentați curba și punctul singular unde este poziționat față de curbă. Da? Și evident cu specificarea faptului că aparține sau nu interiorului curbei. Nu curbei, că dacă scrieți aparține lui C, înseamnă că e pe contur, nu este în interior. Bun, deci punctul singular ăsta este. Desenul sper că este clar pentru toată lumea. Sper că vă dați seama de ce v-am chinuit în primul seminar cu reprezentări grafice de tot felul de module. Acum a venit și răsplata bine meritată, știm să le desenăm, știm să le folosim. Da? Bun. Deci avem acest punct minus 2, este în interior. Care este următorul pas obligatoriu pe care trebuie să-l fac? Să verific dacă cumva această valoare minus 2 nu este și rădăcina numărătorului. De ce? Pentru că dacă se întâmplă asta, am punct singular de tip singularitate eliminabilă, aparentă. Și am scăpat de rezolvarea problemei. Este rădăcină și a numărătorului. Da? E un polinom de gradul 2, este elementar, puteți să-i faceți delta, puteți pur și simplu să înlocuiți valoarea, să vedeți că dă 0 și sus. Deci, practic, Z0 egal cu minus 2 este singularitate aparentă. Conform teoriei, rezidul într-un punct de singularitate aparentă este 0. Conform teoremei rezidurilor, dă 0 întreaga integrală. Da? O altă modalitate de a arăta în cazul în care nu e un polinom banal de gradul 2, este ceva mai complicat, mai stufos și vreți să verificați că este rădăcină și a numărătorului, înseamnă că, din punct de vedere al analizei matematice, când faceți limita funcției, voi aveți o nedeterminare de tip 0 pe 0. Dacă aveți și sus și jos aceeași rădăcină și înlocuiți cu ea, este evident că obțineți 0 pe 0. Acum, oricât de penibil vi s-ar părea la două polinome să mă vedeți că fac L'Hôpital, vreau să fac L'Hôpital ca să înțelegeți că în situația asta puteți aplica, datorită nedeterminării pe care o aveți, L'Hôpital. Funcțiile complexe se derivează cu aceleași formule și cu aceleași reguli ca în real. Da? Deci, nu am folosit-o pentru că, mă rog, nu știu să fac un polinom de gradul 2, nu o luați așa. Voi trebuie să gândiți în sensul următor, oricât de complicată ar fi forma funcției, în momentul în care am rădăcină comună sus și jos, automat am nedeterminarea 0 pe 0. Deci pot să folosesc inclusiv L'Hôpital. Sau tehnici mai simple, observați mai sus. Concluzia este aceeași. Am o singularitate aparentă. Rezidul este 0. Teorema rezidurilor ne spune că integrala pe această curbă este 0. Cum putem să generalizăm rezultatul acesta? Pentru că această funcție are o singularitate aparentă. Ce putem spune despre integrarea ei pe orice curbă din planul complex? Dar nu vă înghesuiți să răspundeți toți odată, că mă speriați, mai pe rând. E o întrebare foarte bună asta. Păi, normal. Cel mai probabil o să fie egal cu 0. Da, dar de ce? Răspuns. Pentru că studenții mei de la calculatoare învață și citesc teoria foarte bine și atunci știu să răspundă la această întrebare.
V-am reamintit teoria la începutul acestui curs aplicativ. Păi, rezidu practica funcției era coeficientul la 1 pe 10 și cum asta e eliminabil, înseamnă că nu avem coeficientul 1 pe 10. Da, este 0 coeficientul ăla, da. Da, dar din punct de vedere al teoriei generale, când integrala poate să dea 0? Pe orice curbă care nu include în interiorul ei puncte de singularitate ale funcției. Bun, dacă această funcție, e teorema lui Cauchy despre ce vorbim și teorema rezidurilor până la urmă, deci combinația dintre elementele teoretice. Dacă nu am puncte singulare în interiorul unei curbe și am în exteriorul ei, pe interiorul curbei, da? Eu când integrez, conform teoremei integrale Cauchy, integrala de 0. În această situație, pentru că e singularitate aparentă, pe orice curbă care conține punctul minus 2, integrala de 0. Vedeți în față de ce. Pe orice curbă care nu-l conține pe minus 2, conform teoremei integrale Cauchy, tot 0 dă. Morala. Indiferent unde mă plimb eu, cu orice curbă vreau eu, oricât de dubioasă și de complicată ar fi în planul complex, această doamnă funcție va da 0 când integrez pe orice curbă vreau din planul complex. Și asta poate să fie un mare avantaj pentru aplicațiile practice în inginerie. Asta este o funcție bună dacă vreau să obțin 0, dacă am nevoie să anulez curbilinia undeva și așa mai departe. Încercați, vă rog frumos, cu ajutorul meu, chiar dacă nu suntem față în față, să vedeți puțin lucrurile mai în ansamblu. Adică nu strict legate de asta e tehnica, fac așa, dreg așa, calculez o limită, m-am scos, am luat examenul. Nu așa. Scopul e să puteți să faceți apel la aceste noțiuni în niște situații concrete când veți avea nevoie de această teorie matematică. În regulă? În regulă. Bine, continuăm. Bănuiesc că aici nu aveți întrebări la acest exercițiu. E super banal. Tehnic vorbind. Altă funcție, altă curbă. Momentan ne jucăm cu polinoam. Este dată deja sub formă de produs jos, este clar că avem două puncte singulare, adică două puncte în care funcția nu este definită conform condițiilor denumitor și curba este cercul centrat în 0 de rază 2, curba pe care integrez. Am desenat și punctele, evident sunt în interiorul curbei și acum trebuie să văd pasul 1, nu cumva sunt și rădăcini ale numărătorului. Pasul 2. Dacă nu sunt, hai să vedem ce fel de puncte singulare sunt astea. Bun. Verific dacă sunt rădăcini și ale numărătorului. Nu locuiesc pur și simplu. Observ că minus 1 nu este rădăcină, dar 1 este rădăcină. Deci, pentru z egal cu 1, am deja rezidul calculat. Mai am de calculat rezidul în minus 1. Cum fac asta? Înainte să calculați rezidul, vedeți întâi ce fel de punct de singularitate este. Dacă vreți, scopul pur mercantil este că sigur aveți în barem și acest calcul. Da? În mod normal trebuie verificat ce fel de punct e, pentru că v-am spus, păcăleala va fi mare. Faptul că am numitor egal cu 0 nu înseamnă că e pol neapărat. Merg din nou pe definiția cu limită. Adică îl introduc pe z plus 1 la n, înmulțit cu funcția mea, simplific ce are funcția, ce puterea lui z plus 1 are funcția și rămân cu z plus 1 la n minus 1. Înlocuiesc z egal cu minus 1 în partea de funcție cu care am rămas și obțin acest 4. În ce condiții obțin limită finită și diferită de 0? Păi, uitați-vă și voi, z plus 1, când z-ul se duce la minus 1, va fi 0 atâta timp cât are exponentul diferit de 0. Corect? Deci acel z plus 1 îmi dă 0, mai puțin cazul în care exponentul lui este 0, adică e egal cu 1. Altfel spus, dacă de la început aș fi avut un z plus 1 la puterea întâia, simplificam, scăpam de el și rămâneam cu o valoare finită. Nu întotdeauna se va putea obține așa ceva, o să vedeți în exemplele următoare. Deci, faptul că această limită dă finită diferită de 0 pentru un anumit n natural, înseamnă că punctul este pol și mai mult de atât, n-ul îmi spune și ordinul polului. Da? Și rezidul, bineînțeles că se calculează cu formula de la pol simplu. Aici puteam să, acum îmi dau seama că aș fi putut să vă bag și cealaltă formulă. O să o folosim în seminar.
cea cu P supra Q, pentru că sunt polinome. Mă rog, am mers pe varianta definiției, pentru că oricum aveam calculul făcut mai sus. Și conform teoremei rezidurilor, am de adunat cele două reziduri. Unul este 0, pentru că am singularitatea aparentă, celălalt e 4, rămâne valoarea 8πi. Atât face integrala mea pe o curbă, pe orice curbă care conține aceste două puncte singulare în interior. Deci asta înseamnă să generalizăm și să ne folosim corect de puterea calculului integral pe complex. Nu am doar pe curba asta acest rezultat. Am pe orice curbă din planul complex care este, evident, închisă, netedă și fără închisă, netedă și simplă, adică fără autointersecții. Orice curbă care conține aceste două puncte va avea acest rezultat. Da? Deci în loc să lucrez pe o curbă super complicată, foarte dubioasă, pe care eventual o obțin din niște simulări sau, mă rog, lucrăm pe undeva și avem nevoie de acea curbă, pot să înlocuiesc cu orice curbă banală, de exemplu acest cerc, le conține pe cele două puncte, integrala mea va fi la fel, pe orice curbă din planul complex care le include pe astea două. Da? Asta este puterea calculului pe complex. Și dacă la numărul 2 cumva aveam o funcție trigonometrică, mergeam pe același principiu? Poftim. Dacă la numărător, nu știu, aveam un polinom în interiorul unui, nu știu, sinus. O să ai și sin, și cos, și exponențială. Vedem imediat ce se întâmplă. Modul de analizare și de punerea problemei este similar. Unde diferă fundamental exercițiile cu alte tipuri de funcții? La limită, la calcularea și descoperirea tipului de punct. Vedem imediat. Ok. Da? Uite, ce ziceai? Vezi ce simți de anticipare ai? Sunt profet. Da, ești. Stimați colegii ai lui, folosiți-l să vedeți ce debitează înainte de examen. Ce crede el că veți da la examen. Ok. Deci, o funcție trigonometrică supra polinom. Din nou avem de calculat integrala, bineînțeles, și curba este din nou, repet, o curbă ușor de desenat. Condiție de numitor. Deci, funcția sinus în complex, ați văzut că e definită pe întreaga mulțimea numerelor complexe. Ce este șocant față de R? Că nu mai este mărginită. Ok. Bun. Nu e nicio problemă. Nu am condiții de pus asupra argumentului funcției sinus. Deci rămâne condiția elementară de numitor. Am punctul singular Z de calcul 0. Desenez curba. Întrebare. Dacă ar fi cumva așa mai la limită, mai aproape de contur, cum ați verifica că punctul singular este în interiorul curbei? Algebric, cum ați verifica? Să nu-mi ziceți că folosiți nu știu ce softuri complicate. Care îl introducem în modul de Z-I, de exemplu. Bineînțeles. Introduceți punctul, da. Și ca să fie în interior, nu trebuie să fie egal cu 2, ci trebuie să fie mai mic ca 2. Corect? Deci, când aveți vreun dubiu, când curba este prea aproape de punctul vostru și nu vă dați seama că ar fi în interior sau că pică pe contur sau pică în afară, pentru că este fundamental important să știți unde naiba stă punctul singular, dacă în interior folosiți teorema rezidurilor, dacă este pe contur folosiți teorema semirezidurilor și dacă e în afară, nu luați în calcul, deci contează enorm dacă îl poziționați bine, faceți această înlocuire elementară. Luați 0 minus i în modul, ăsta e un număr complex, modulul faceți în cap, că nu vă trebuie mare lucru să faceți radical din, și vedeți dacă este mai mic decât raza curbei voastre. Da? Dacă e mai mic în interior, este perfect. Dacă egal e pe contur, dacă e mai mare, este în exterior. Deci ca să nu avem discuții că am dat eu la examen nu știu ce punct și n-ați putut voi să-l determinați, ați stat o oră să vă gândiți unde vine. Hai să fim serioși. Bun. Ce observăm cu ochiul liber? Faptul că rădăcina numitorului este și rădăcina numărătorului. Deci, de la început, avem o problemă de tip 0 pe 0. Nu mă apuc să verific dacă acest Z0 ar fi pol. În momentul în care am verificat
punctul singular și este și rădăcina numărătorului, în primul rând obținem o nedeterminare 0 pe 0. Încercăm să vedem ce se întâmplă cu ea. Da? Cum? Păi, 0 pe 0, eu știu că există L'Hôpital. Da? Sau se poate folosi chiar și valoarea limitei fundamentale, când argumentul tinde la 0, din sin de ceva pe ceva. Și acum întrebare. De unde sunt eu sigură? Nu eu. Eu știu de ce sunt sigură. Voi, cum ați fi sigur că se poate aplica această formulă și în complex? Cum ați putea să verificați chestia asta rapid, fără internet, cu creionul mână? Că internetul, culmea, s-ar putea să vă dea și răspunsuri proaste. O să vedeți. Exponențialele. Cu exponențialele, scriem cu E la I, X, adică, la I, adică vrei să-mi spui că scrii, da, scrii definiția lui sinus în complex, da? Continuă. Hai. Derivă. Adică tot la L'Hôpital ajungi? Da, mă rog. Ideea era următoarea, că această formulă, deci sin de Z, da? Dacă o scrii cu exponențială și înlocuiești cu z egal cu 0, o să vezi ce se întâmplă. Da? Deci când nu sunteți siguri că una din formulele, limitele fundamentale, cum vreți să-i spuneți, de la calculul în R se aplică sau în complex, aveți două variante. Nu folosiți și folosiți altceva alternativ, de exemplu L'Hôpital, sau puneți mâna și înlocuiți cu formula, pur și simplu, sin și cos se scriu ca exponențial. Înlocuiți, oameni buni, și vedeți ce se întâmplă. Da? Deci culmea că se folosește această limită fundamentală. Bun, revenim. Limita funcției a dat valoare finită, da? Și diferită de 0, deci este bine. Păi diferită de 0 ne-a dat 9, asta înseamnă că punctul este singularitatea aparentă, rezidul este 0 conform teoriei, deci conform teoremei rezidurilor și această integrală dă 0. Deci atenție că din nou avem o situație în care, indiferent de curba din planul complex, această funcție va avea integrala 0. Curba, evident, repet, închisă fără autointersecții, nete, de bun. Deci, iarăși un rezultat extrem de important. Această funcție poate fi folosită când avem nevoie de așa ceva. Orice curbă care îl include pe 0, asta înseamnă că include o singularitate aparentă, tot 0 dă. Orice curbă care nu îl include pe 0, minunat, conform teoremei integrale Cauchy. Haideți să evoluăm puțin. Funcția o lasă. Ce anume? Spune-mi, te rog. Aș avea o întrebare. Cred că nu am fost atentă sau nu am înțeles exact. Ce s-ar fi întâmplat dacă punctul nostru singular era în afara curbei? Cum ați spus, să înlocuim în modul și să verificăm? Atunci, direct, puteai să faci apel la teorema integrală Cauchy, care îți spune că dacă funcția are singularități în afara curbei și nu are nicio singularitate în interior, integrala pe curba ta dă 0. Mulțumesc frumos! Cu plăcere! Și dacă e pe curbă, atenție că se folosește varianta teoremei rezidurilor numită teorema semirezidurilor. Singura mare diferență este că în loc de 2pi și suma rezidurilor, are pi și suma rezidurilor. Și în plus, punctele respective trebuie să fie poli simpli, nu altceva. Bun. Haideți să extindem, să mai complicăm puțin această funcție, sin de z pe z. Am făcut-o sin de z pe z la 4. Am lăsat curba aceeași ca să nu credeți că din cauza curbei se întâmplă minuni diferite. Nu, curba e aceeași. O luăm de la capăt. Punct singular z0 este rădăcina numitorului. Bine, dar este rădăcină și a numărătorului, da? Doar am văzut mai sus. Trebuie să scap de această problemă. Ce se întâmplă cu rădăcinile comune? Fac limită din nou, n-am mai făcut desenul, v-am spus că e aceeași curbă oricum. Limită din f de z. Sin de z pe z la 4, hai cu L'Hôpital, cos de z pe 4, z la 3, cos de 0, înlocuiți și voi în exponențială și o să vedeți că dă 1, ca și în real. Și, după cum bine știți, sper, în complex nu avem noțiunea de 0 pozitiv sau 0 negativ. Da? Pentru că ne apropiem de 0 din toate direcțiile, adică cu o rază pozitivă. Deci ori de câte ori veți avea 0 la numitor, sper că veți pune 0 pozitiv în complex. Da? Deci această limită dă plus infinit. Conform teoriei, dacă limita îmi dă plus infinit, sigur nu este singularitatea aparentă. La singularitatea aparentă trebuie să existe și să fie finită acea limită. La mine nu este finită. Da? Bun, ce trebuie să fac?
Păi, trebuie să văd ce fel de punct e ăsta. Câte mai au rămas? Păi, poate să fie pol sau poate să fie singularitate esențială. Ceea ce înseamnă dezvoltare în serie. Hai să o luăm cu începutul. Verificăm că poate e pol. Da? Dacă există N natural stelat, cel mai mic, astfel încât. Bun. Și Z0 în cazul nostru este 0. Vedeți că am scris intenționat Z minus 0 ca să înțelegeți că e exact definiția cu limită când Z tinde la acel punct singular. Am simplificat tot numitorul, pentru că, mă rog, nu l-am simplificat chiar pe tot. Haideți să vă explic de ce am simplificat numai, sau spuneți-mi voi, de ce credeți că am simplificat doar Z la a treia și nu Z la a patra? Păi cu Z la a patra dădea 0 și trebuia să aparține stelat. Perfect, corect. Bravo. Ăsta e motivul. Deci, dacă vă vine ideea să simplificați cu tot Z la a patra, rămâneți cu limită din sin de Z, care e 0 orice ați face. Pentru a avea pol, trebuie să aveți limita constantă, dar diferită de 0. Și atunci, simplificați numai Z la a treia, rămâne acest sin de Z pe Z, care bine ar fi să știți că dă 1. Dacă nu, luați separat bucățica aia, faceți-i L'Hôpital, faceți-i ce vreți, dar sin de Z pe Z dă 1. Și atunci rămâne N egal cu 3. Adică Z0 egal cu 0 este pol de ordin 3. Surprinzător, deși la numitor aveți Z la 4, nu este pol de ordinul 4. Și vă atrag atenția că în anumite cărți, manuale, culegeri și așa mai departe, care circulă în mediul universitar la noi, acest exemplu îl vedeți de foarte multe ori greșit. Adică se trântește că este pol de ordin 4. De ce? Nu mă întrebați, nu eu am scris acele cărți. Deci fiți atenți la greșelile de acest gen. Aveți aici justificarea clară, matematică, demonstrată, este pol de ordin 3. Da? Deci, practic, acel Z la a patra conține un fel de singularitate aparentă și în plus un pol de ordinul 3, dacă vezi. Dar fiind același punct, nu puteți să-l tratați în două maniere diferite. Odată că ar fi singularitatea aparentă, un Z0 egal cu 0 și ceilalți Z0 egal cu 0, încă 3 bucăți, ar fi poli. Nu se tratează așa. Da? Mă scuzați, ordinul îl luam de la puterea aceea cu N minus 3? Da. Ok. Da. Sau de la cu cât ai simplificat ca să nu mai fie 0 la numitor. Ok, în regulă. Deci cum dorești, cum vrei să-ți faci schema tehnică în cap, așa gândești. Da? Avem pol de ordinul 3. Ura. Ce avem de făcut? Păi căutăm formula de calcul al rezidului pentru pol de ordin M. Vă readuc aminte că acel M-1 scris în paranteze sus pe post de putere nu este putere, este ordinul derivatei. Deci, în față este un coeficient cu factorial și în interior, în interiorul limitei, este acel obiect derivat de M-1 ori. Deci, cu cât ordinul polului este mai mare, cu atât să vă așteptați să aveți derivate de ordin mai mare acolo, care, evident, trebuie calculate perfect corect. Bun, scriu rezidu, hai cu M egal cu 3, obțin 1 pe 2 limită din sin de Z pe Z derivat de 2 ori, îl derivez o dată și eu recunosc că nu l-aș mai deriva încă o dată. De ce? Pentru că eu am talentul să greșesc mult în calcule, pentru că nu-mi place că sus am și diferență și produs, pentru că nu-mi place să derivez F supra G în halul ăsta, sunt mai multe motive. Și pentru că îmi place foarte mult să dezvolt în serie, recunosc. Deci, în acest moment, puteți să vă luați inima în dinți, creionul la îndemână și foaia de hârtie și să derivați eventual corect acest raport, după care treceți la limită cu Z tinde la 0. Este perfect ok și dacă n-ați greșit, o să obțineți ce obțin și eu dacă folosesc dezvoltarea în serie LoRa. De ce folosesc asta? De ce am voie teoretic? Pentru că definiția unui punct singular se face pe baza cui? Determinarea rezidului. Cum se face? Indiferent de punctul singular pe care l-am. Rezidul este coeficientul lui 1 supra Z minus Z0. Perfect, corect. Deci, indiferent de punctul singular, dacă sunt puternică pe dezvoltări și funcția nu arată rău, aș putea nici să nu mai mă chinui să stabilesc de câte feluri sunt punctele singulare. Aș trânti eu direct cu LoRa. Dezavantajul e următorul, că la funcții destul de urâte ca formă și dezvoltările sunt extrem de urâte. Da? Dar haideți să combinăm în mod inteligent
variantele pe care le avem și tehnicile pe care le avem la dispoziție. Eu în momentul ăsta nu am chef să derivez chestia aia. Nu poate să mă acuze nimeni. De ce? Pentru că fac varianta alternativă. Da? Mă uit la sin de z pe z la 4. Sin de z să fie dezvoltat. Păi da, în formulă, mură în gură. De ce nu l-aș dezvolta? Și 1 pe z la 4 este deja polinom în puterile lui z minus 0 totul la 4. Este superb. Am trântit formula de dezvoltare, am scris câțiva termeni și am încadrat frumos coeficientul lui 1 pe z. Da? Și ăsta este rezidu. Minus 1 supra 3 factorial. Și am scăpat și nu derivez și nu am șanse să greșesc groaznic la calcule. În limita aia. Bun. Întrebare. Am folosit seria lui sinus. Ok. Vedeți cu ochiul liber că este serie de puteri din 2 în 2. Știu că am discutat într-un curs sau seminar anterior că această dezvoltare a lui sinus are câți termeni? Partea principală, pardon, nu dezvoltarea. Că dezvoltarea are o infinitate. 3. Bravo! De unde știm? Pentru că avem 0 supra z la a doua plus 0 supra z la a doua. Corect. Și ca să vă fie foarte simplu să vă dați seama câți termeni aveți în partea principală, uitați-vă la cea mai mare putere de jos pe care o are. Eu am 1 supra z la a treia. Cea mai mare putere de jos este 3. Are 3 termeni. A, nu-l văd pe al doilea? Păi nu-l văd pentru că are coeficient 0. Da? Dacă ați dezvolta cosinusul, haideți să facem așa un efort de gândire. Dacă dezvoltăm cosinusul, știți că el e în puteri pare, nu? Da. Bun. Și este posibil dacă mai e mulțit cu ceva cumva sau nu mai e mulțit cu nimic, mă rog, sau tot cu o putere pară. Voi vă dați seama că lipsește complet coeficientul lui 1 pe z? Dacă dezvoltați în locul lui sinus, chiar și în exercițiul ăsta, cosinusul. Cosinusul are z la 0, z pătrat, z la 4, z la 6 și așa mai departe, da? Cu sau fără mulțirea cu 1 pe z la a patra, care e putere pară. Voi realizați că nu-l găsiți pe 1 pe z deloc? Da. Și da. Ce înseamnă asta? Care e concluzia? Păi că și rezidu e egal cu 0. Exact! Nu că nu se poate aplica, nu că nu se poate calcula. Da, domne, coeficientul lui 1 supra z e 0. Mă bucur, rezidu e 0. Deci așa trebuie gândit. În regulă? Bun. O să avem și cosinus și o să v-am pregătit o grămadă de chestii și pentru seminar, ca să nu avem discuții că e vreun tip de exercițiu nefăcut. Bun. Am revenit în problema asta. Coeficientul 1 pe z din dezvoltarea în serie Laurent este minus 1 pe 3 factorial, minus 1 pe 6, atât e rezidu. Dacă ați calculat corect acea derivată și ați și trecut la limită corect, sigur ați obținut tot minus 1 pe 6. Și finalizarea exercițiului, teorema rezidurilor 2pi înmulțit cu valoarea acestui rezidu pentru că avem un singur punct singular. Aveam mai multe, adunam valorile. E ok? Vi se pare în regulă până aici? Nu zic că da. Dacă apare ceva, trebuie data viitoare, presupun. Data viitoare la seminar, adică. Da. Că data viitoare la curs, din păcate, facem altceva. Hai să mai facem una. Una, două, câte mai avem timp. Problemuțe. O altă funcție. Altă formă, altă treabă. Aceeași curbă, v-am spus. Contează atât de puțin curba încât... Ok. Pasul 1. Ne uităm la funcție, condiții de existență. Am condiții doar la numitor. Exponentul lui E nu-mi ridică probleme pentru că nu-mi ridică probleme. Este 2z, nu este 1 supra ceva. Punctul singular este z0. Aparține interiorului curbei. Cum am verificat ca să fiu sigură? Uitați-vă. Am introdus 1 în modul. 1 minus i în modul. Calculați, o să vă dea radical din 2 și este mai mic decât 2. Deci, sigur, punctulețul ăla stă în interior. Punctul singular este în interior. Deci, nu pot să scap de această integrală, să zic că e 0 cu... teorema integrală Cauchy, pentru că punctul e în interior. Asta e. Mă apuc să văd ce fel de punct este. Uitați-vă un pic la funcție. Dacă înlocuiți mental z0 egal cu 1, ce obțineți? Important e să nu obțineți vreo nedeterminare. Obțineți vreo nedeterminare? Nu, o să fie 1 pe
0 cu plus. Exact, exact. Deci limita nu este finită. Ceea ce înseamnă că, sigur, acest punct singular nu este singularitate aparentă. Da? Hai să verificăm dacă e pol. Verificăm dacă există n cel mai mic dintre cei mai mari ca 1 și, din nou, simplific în așa fel încât să scap complet de z-1 la a treia, de obiectul care îmi distruge numitorul, care face numitorul să fie 0. Și în momentul în care simplificați, puterea minimă necesară ca să simplificați este 3. Puteți să gândiți și așa toată povestea asta. Și e la 2z, evident că este o valoare finită. Da? Și diferită de 0. Deci gândiți-vă, n-ul ăla este de fapt puterea minimă necesară ca prin simplificare să nu mai am 0 la numitor. E foarte ok să gândiți așa. Și am pol de ordinul 3. Din nou. Bun. Ce fac? Păi, îmi scriu formula ca să știu la ce mă aștept. Înlocuiesc și văd ce fac. Dacă derivatele sunt decente și nu mi-e frică că o să greșesc la calcule, le fac. Dacă nu, trec din nou pe Laurent. E la 2z sper că nu este o nenorocire pentru nimeni. Este e la pătrățel, se dezvoltă cu pătrățel la puterea n supra n factorial. Deci, din nou, nu este nimic groaznic de greu. Da? Și avem opțiunea asta. Haideți să scriem întâi formula. Spre deosebire de minunea de exercițiu dinainte cu faptul că rămânea sin de z pe z, rămânea pentru că inițial ați avut z la a patra și numai trei puteri din acel z la a patra se simplificau și rămânea formă fracție. Fracția este cea care m-a condus la ideea de a renunța la derivare și să mă apuc de Laurent. În această situație, observați că funcția de derivat este o banalitate de exponențială. Putea să fie derivată și de 17 ori. Este o nimica toată să derivați o exponențială. Și atunci n-am mai apelat la Laurent că nu mai avea rost. Da? Deci încerc să vă arăt variante diverse pe exerciții diverse ca să nu credeți că există o metodă fixă, o rețetă bătută în cuie. Nu. Puteți să folosiți ce considerați voi că este mai la îndemână și ce vă duce mai repede la rezultat. În acest caz, derivata a fost super rapidă. Și teorema rezidurilor ne furnizează rezultatul acestei integrale. Din nou, putem să considerăm că este un rezultat general, orice curbă simplă, închisă, netedă, care conține acest punct 1 în interiorul ei, va da această valoare.